La invitația Asociației Piatra Soarelui din Roman la sfârșitul săptămânii trecute s-a organizat la Roman un curs de vindecare prin unde teta, susținut de medicul bucureștean Carmen Pleta, terapeut în Teta Healing. De fapt, ce înseamnă Teta Healing? Dacă ar fi să traducem ad literam, ar fi vindecare prin unde teta. Asta însemnând că învățăm, de fapt, să aducem creierul nostru în starea teta, deci să funcționeze predominant în unde teta. Undele teta sunt unde de relaxare profundă, au o lungime de undă între 4 și 7 Hz sau cicli pe secundă, ceea ce presupune, așa cum spuneam anterior, o stare de relaxare. Este starea aceea de dinainte de a dormi sau de dinainte de a ne trezi. Creierul uman generează mai multe tipuri de unde folosite de corpul nostru în diferite ipostaze ale activității cerebrale, diurne sau nocturne. În mod normal, creierul nostru generează mai multe categorii de unde. Undele beta, care sunt undele de activitate, cum suntem acum, da? Pentru că vorbim, suntem atenți, ne concentrăm pe ceea ce discutăm. Undele beta având o lungime de o frecvență între 14 și 28 de cicli pe secundă, undele alfa care sunt deja presupun o stare de relaxare, au o lungime de undă mai scăzută, respectiv între 7 și 14 cicli pe secundă, undele teta de care tocmai am pomenit adineauri, undele delta care presupun starea de aproape de lipsă de activitate cerebrală, pentru că lungimea lor de unde este, frecvența lor este între 0 și 4 cicli pe secundă. Undele gamma sunt folosite de corpul uman în situațiile limită, în timp ce starea teta este starea de relaxare profundă a creierului uman. A cincea categorie de unde cerebrale sunt undele gamma, care au vibrație deosebit de ridicată, între 40 și 5.000 de cicli pe secundă. Sunt acele unde pe care corpul nostru le folosește în situații limită. Da? Deci când este de, avem de luat decizii la secundă, la fracțiune de secundă. Da? Bun. Întotdeauna starea teta, deci aducerea creierului de funcționare predominant în unde teta, este o stare, cum spuneam, de relaxare profundă. Undele teta au caracteristici faptul că sunt deosebit de inspirative, de inspiratoare, de creative. Și datorită acestor caracteristici, practic, se reușește vindecarea atât a corpului fizic, cât și a corpurilor energetice și a psihicului și a spiritualului. Tehnica Theta Healing a fost descoperită de terapeutul american Vianna Stiebel, care s-a vindecat de o formă severă de cancer osos. Este vorba de cartea Theta Healing, manualul realizat de Vianna Stiebel, care este fondatoarea acestei tehnici. Vianna Stiebel fiind terapeut nativ american, terapeut Theta Healing, a descoperit această metodă vindecându-se de o formă de cancer osos. Ca toate terapiile energetice, terapia Theta Healing nu este ceva nou. În urmă cu mii de ani au fost folosite toate terapiile energetice. Deci exista acea cunoaștere. Ceea ce facem noi în momentul de față, nu facem decât să ne readucem aminte de aceste cum tehnici. Specialiștii susțin că terapia teta tinde să ajungă un mod de viață prin modificarea profundă a modului de gândire, de viață și de simțire umană. La cursul de instruire de la Roman au participat 10 medici romașcani care vor primi competențe în aceste tehnici și care, în baza unui atestat validat de Institutul Mamă din Statele Unite ale Americii, vor putea practica această nouă disciplină de medicină complementară.